Ok, ai ajuns acasă după o zi de muncă sau după o zi de școală și ești așa de obosit și faci un duș, mănânci ceva și apoi te gândești, oare ce mai fac prietenii mei de pe Facebook? Și dai drumul la calculator sau la tabletă sau îți iei telefonul ăla deștept în mână și începi să stai pe Facebook și stai 2 ore, 3 ore, 4 ore, stai pe Facebook. Ei, acum eu vreau să te explic ce se întâmplă când faci chestia asta. Se întâmplă două lucruri. Unu, Facebook se îmbogățește și tu sărăcești, da? Cum adică se îmbogățește Zuckerberg sau scapă numele lui exact, fondatorul lui Facebook atunci când tu pierzi ore, treci pe Facebook? Păi, ai văzut tu anunțul ăla din dreapta frumos sau în newsfeed sau efectiv când petreci timp pe Facebook vezi o grămadă de reclame. E, în momentul în care tu dai click pe reclama, pe oricare dintre ele sau postări sugerate sau sponsorizate sau cum vrei tu să-i spui, de fiecare dată când tu dai click pe poza aia sau pe anunțul ăla, Facebook câștigă bani de la firma care își face reclamă, da? Tu ai dat 10 click-uri, Facebook și-a luat banii pentru 10 click-uri. Ei, spuneam că el se îmbogățește, da? De pe spinarea ta, că tu pierzi timp acolo și în același timp tu pierzi bani. Și te gândești, pe cum să pierd bani? Păi foarte simplu, ai putea să câștigi bani în timpul ăla. De exemplu, sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face pe internet și să câștigi bani. Uite-te, abonează-te la canalul meu, uite-te bine acolo, o să înveți o grămadă de chestii despre cum să câștigi bani și acasă. Și dacă vrei să nu-l mai îmbogățești pe ăla care oricum e miliardar, da? Și vrei să te îmbogățești pe tine, ar fi o idee fantastică să renunți complet la Facebook, să-ți închizi profilul, să poate face treaba asta după 14 zile, efectiv, după ce spui tu acolo că vrei să renunți, să șterge profilul, pentru că ei nu vor ca tu să ștergi profilul de Facebook, și începi să citești cărți despre bani, despre petreci timp cum să te specializezi în meseria ta sau în viitorul tău, să investești în mintea ta, care este cel mai important activ, și astfel o să ajungi un om prosper. Dacă o să continui să frești menta pe Facebook așa cum fac 90% cel puțin dintre oameni și își pierd timpul pe Facebook, vei ajunge sărac și nu o să știi de ce. Ei, acum sper că ai înțeles de ce o să fii sărac, sper să nu fii sărac, ci să fii bogat, și ne vedem data viitoare. Salut!